Bună tuturor! Sunt Alan. Toți credincioșii în Domnul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Astăzi vom avea părtășie despre profețiile Domnului Iisus și vom discuta despre diverse moduri de a înțelege întoarcerea Domnului. Mulți au definit restrictiv întoarcerea ca fiind pogorârea sa pe nori. Dar potrivit profețiilor Domnului Iisus din Biblie, El se va întoarce și va rosti cuvinte ca Fiul omului. Domnul a profețit venirea sau apariția Fiului omului în mai multe ocazii. Venire ce se referă la Dumnezeu care se arată și lucrează în trup. Asta e cea mai pură interpretare și sunt șanse slabe să o auziți într-o biserică religioasă. Venirea sau apariția Fiului omului este o mare taină. Una despre care nimeni nu ar ști fără să fi întâmpinat deja apariția și lucrarea Lui. În Biblie sunt multe profeții despre întoarcerea Domnului, însă majoritatea au venit de la ființe umane, cum ar fi apostoli sau profeți, sau de la îngeri. Profețiile cele mai citate sunt de la oameni. Ei tânjesc să-L vadă pe Domnul pogorându-se pe nori. Dar de fapt întoarcerea Domnului e cel mai bine păstrat secret. Domnul Iisus a spus: dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, ci numai Tatăl. Întrucât nimeni nu știe care va fi acea zi sau oră, nici măcar îngerii cerești sau Fiul, ar putea vreuna din profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului, oferite de oameni sau de îngeri, să fie chiar exactă? Nu ar avea cum să fie. Așadar, dacă vrem să-L întâmpinăm, trebuie să ne ghidăm după profețiile Domnului Iisus. Asta e singura speranță de a-L întâmpina pe Domnul. Astfel, aceia care așteaptă ca Domnul să se pogoare pe nori, nu vor rezista dezastrelor plângând și scrâșnind din dinți. Domnul Iisus a spus: căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului omului. Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Ce putem vedea în aceste profeții de la Domnul Iisus? Cuvintele Domnului ne spun limpede că El se întoarce în zilele de pe urmă ca Fiul omului. Fiul omului este de fapt întruparea. Și El va rosti mai întâi cuvinte, exprimând multe adevăruri, și va conduce pe aleșii lui Dumnezeu să intre în toate adevărurile. Ce lucrare va îndeplini Domnul venind și exprimând adevăruri? Face asta pentru a îndeplini lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Ceea ce dovedește că Dumnezeu face judecata în zilele de pe urmă, exprimând adevăruri. Cum îl putem întâmpina pe Domnul? El vine ca Fiul omului, care are o înfățișare cu totul obișnuită, fără vreun element supranatural. Deci nimeni nu poate spune doar după înfățișarea sa exterioară că aceasta este venirea lui Dumnezeu. E esențial să ascultăm cuvântările Fiului omului și să vedem dacă e glasul lui Dumnezeu.
Îl întâmpinăm pe Domnul, cunoscând glasul lui Dumnezeu și deschizând ușa. Dacă El rostește adevăruri și oamenii aud, dar le resping, nu vor avea cum să-L întâmpine. Acest lucru e profețit în Apocalipsa. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. E menționat de 7 ori. Astfel, pentru a-L întâmpina pe Domnul, e absolut vital să-I auzim glasul. Doar așa îl întâmpinăm. Acum, știți ce este esențial pentru a-L întâmpina pe Domnul? Exact. Trebuie categoric să căutăm să auzim glasul lui Dumnezeu. Iar acest glas se referă la multele adevăruri exprimate de Domnul întors. Adevăruri pe care oamenii nu le-au mai auzit și lucruri ce n-au mai fost consemnate în Biblie. Fecioarele înțelepte aud că acele cuvinte sunt toate adevărul, sunt toate glasul lui Dumnezeu și, copleșite de bucurie, îl întâmpină pe Domnul. Doar Domnul este capabil să exprime adevărul. Doar Domnul este calea, adevărul și viața. Cine aude cuvintele exprimate de Fiul omului, dar rămâne indiferent sau le respinge sau refuză să accepte adevărul, e o fecioară nesăbuită și Domnul o va abandona. Se va prăbuși în dezastre plângând și scrâșnind din dinți. Până acum lumea religioasă nu l-a întâmpinat pe Domnul, ci a căzut pradă dezastrelor, învinuindu-L și tăgăduindu-L pe Dumnezeu în disperare. Oile lui Dumnezeu caută și cercetează adevărata cale, după ce i-au auzit glasul, permițându-le să-L întâmpine pe Domnul. Așa că trebuie să ne fie clar. Când Domnul se întoarce în zilele de pe urmă, El apare ca Fiul omului și exprimă adevărurile. Iar pentru noi, cheia în căutarea apariției Domnului este să cercetăm unde sunt toate aceste adevăruri. Să căutăm biserica în care vorbește Dumnezeu. Odată ce ați descoperit aceste adevăruri, puteți găsi înfățișarea și lucrarea Lui urmând acel glas până la sursa Lui. Imediat ce descoperiți că toate adevărurile exprimate de Domnul sunt cele care vor purifica și mântui omenirea, veți accepta întoarcerea Domnului și atunci îl veți fi întâmpinat. Acesta este cel mai bun și simplu mod de a-L întâmpina pe Domnul. Nu e nevoie să căscați gura la cer pentru a-L întâmpina în timp ce se pogoară. Nici să vă rugați zi și noapte sau să postiți. Trebuie doar să vegheați și să așteptați, fără să vă odihniți vreodată în misiunea de a auzi glasul lui Dumnezeu. În acest moment, unii poate vă întrebați: cum recunoaștem că ceea ce auzim e glasul lui Dumnezeu? De fapt, nu este deloc dificil să auziți glasul Lui. Domnul Iisus a spus: la miezul nopții a răsunat un strigăt: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Când cineva vorbește despre apariția și lucrarea Lui sau zice că a exprimat multe adevăruri, trebuie să cercetați imediat și să vedeți dacă aceste cuvinte sunt sau nu adevărul. Dacă sunt adevărul, ar trebui să le acceptați, pentru că oile lui Dumnezeu pot să-I audă glasul. E ceva prestabilit de Dumnezeu. Și nu depinde de educația unei persoane, de cât de bine cunoaște Biblia sau de profunzimea experienței sale. În calitate de creștini, cum ne simțim când auzim multele cuvinte rostite de Domnul Iisus? Chiar și fără să înțelegem cuvintele Domnului, de îndată ce le auzim, putem simți că sunt adevărul, că au autoritate și putere. Putem simți că sunt profunde și tainice, depășind înțelegerea umană. Ăsta e rolul inspirației și al intuiției. Fie că suntem capabili să exprimăm asta, clar sau nu, acest sentiment e corect. Și arată că, dacă are inimă și suflet, o persoană poate simți puterea și autoritatea cuvintelor de la Dumnezeu. Așa este când auzi glasul lui Dumnezeu. Pentru a cerceta mai amănunțit, ce alte caracteristici au cuvintele lui Dumnezeu?
Cuvintele lui Dumnezeu ne oferă hrană pentru viață. Ele dezvăluie taine, inițiază o nouă eră și o încheie pe cea veche. Cum Domnul Iisus a fost capabil să exprime adevăruri în orice moment pentru a păstori, a uda și a aproviziona oamenii. El a dezvăluit și tainele împărăției cerurilor. A adus omenirii calea pocăinței în împărăția cerurilor. A deschis epoca harului, a încheiat epoca legii și a încheiat lucrarea de răscumpărare a omenirii. A fost ceva ce niciun om nu putea realiza. Nu așa stau lucrurile. În prezent, există un fiu al omului care rostește cuvinte de mulți ani, exprimând foarte multe adevăruri. După ce au citit aceste cuvinte, mulți oameni au simțit că ele sunt cuvintele Duhului Sfânt, glasul lui Dumnezeu. Și sunt siguri că acest fiu al omului ce exprimă adevăruri e Domnul Iisus întors, că El este Dumnezeu atotputernic întrupat. El a exprimat adevărurile necesare pentru a curăți și mântui omenirea, dezvăluind tainele planului de gestionare de 6.000 de ani și făcând lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. El a început epoca împărăției și a încheiat epoca harului. Vrea toată lumea să audă câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu atotputernic? Să citim câteva fragmente. Dumnezeu atotputernic spune: cândva am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii îmi spuneau Iisus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Iisus pe care oamenii îl cunoșteau în vremurile trecute. Sunt Dumnezeul care s-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu însuși care se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu m-au băgat niciodată în seamă, nu m-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu m-a văzut. Acesta este Dumnezeul care se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că eu sunt Mântuitorul reîntors și că eu sunt Dumnezeu atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept.
soarele arzător și focul mistuitor, și ca toți să poată să mă venereze pe mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să-mi vadă adevărata față. Nu sunt numai Dumnezeul izraeliților și nu sunt doar răscumpărătorul. Sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări. Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile și confesiunile. Este glasul meu cel care i-a adus pe toți oamenii în prezent. Eu fac ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul meu, să cadă în acest curent și să se supună mie, căci de mult mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în răsărit. Cine nu tânjește să-mi vadă slava? Cine nu mi-așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția mea? Cui nu îi este dor de frumusețea mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogăția din Canaan? Cine nu tânjește după întoarcerea răscumpărătorului? Cine nu-l adoră pe el, a cărui putere este măreață? Glasul meu se va răspândi pe tot pământul. Voi sta cu fața la aleșii mei și le voi spune mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, eu rostesc cuvintele mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura mea au devenit comoara omului și toți oamenii îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre răsărit către apus. Cuvintele mele sunt de așa natură încât omul ezită să renunțe la ele, însă în același timp le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea mea voi aduce pe toți oamenii înaintea mea. De atunci voi intra în mod oficial în rasa oamenilor, pentru ca ei să vină să mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea mea și să vadă că fulgerul luminează de la răsărit și că am coborât și pe muntele măslinilor din răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca fiul evreilor, ci ca fulgerul din răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii, iar apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri. Și eu sunt și copilul părăsit de izraeliți în urmă cu nenumărate epoci. Mai mult, eu sunt Dumnezeul atotputernic, plin de glorie al acestei epoci. Să vină toți înaintea tronului meu și să-mi vadă fața plină de slavă, să-mi audă glasul și să-mi privească faptele. Aceasta este întreaga mea voie. Este sfârșitul și punctul culminant al planului meu, precum și scopul gestionării mele. Să fac ca fiecare națiune să se închine mie, fiecare limbă să mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în mine și fiecare popor
să mi se supună. Când îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței mele, adică cei care mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită mie, soarele și luna vor renaște. Cerurile nu vor mai fi așa cum au fost, și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de împărăția mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care mi se închină. Toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină satanei vor fi doborâți la pământ de focul meu arzător. Cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la împărăția mea, cuceriți de faptele mele, pentru că ei vor fi văzut venirea celui sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care mi s-au opus vor pieri, cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu m-au implicat pe mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor mei și a poporului meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și cu propriul meu glas mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi. Cum vă simțiți toți acum după ascultarea acestor fragmente? Reprezintă glasul lui Dumnezeu? Fiecare propoziție are putere și autoritate și îi zguduie pe oameni până în străfundul inimii. Cine, în afară de Dumnezeu, s-ar putea adresa omenirii? Cine ar putea exprima voia lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Cine i-ar putea dezvălui public planul și rânduielile lucrării sale din zilele de pe urmă, precum și finalul și destinația omenirii în avans? Cine i-ar putea face decretele lui administrative cunoscute universului? Doar Dumnezeu ar putea face aceste lucruri. Cuvântările lui Dumnezeu atotputernic pentru întreaga omenire ne permit să simțim autoritatea și puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui sunt cuvântări direct de la Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu însuși. Cu aceste cuvinte de la Dumnezeu atotputernic, este ca și cum Dumnezeu ar sta sus, în ceruri, cu fața spre întreaga lume și vorbind. Dumnezeu atotputernic vorbește omenirii din poziția sa de domn al creației, dezvăluind omenirii firea dreaptă și maiestuoasă a lui Dumnezeu, care nu va tolera nicio ofensă. Deși s-ar putea să nu înțeleagă adevărurile din cuvintele lui, sau să nu aibă vreo experiență reală atunci când le aud pentru prima dată, toți aceia care sunt oile lui Dumnezeu vor simți
că fiecare cuvânt de la Dumnezeu Atotputernic este plin de putere și autoritate. Și vor fi siguri că acesta este glasul lui și că vine direct de la Duhul lui Dumnezeu. Asta împlinește cuvintele Domnului Isus. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Acum am auzit glasul lui Dumnezeu și am văzut adevărurile exprimate de El. Deci ce lucrare a venit să facă prin exprimarea adevărurilor? El face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, care poate fi dovedită prin profețiile Domnului. Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului și i-a dat autoritate să facă judecată pentru că este Fiul omului. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce mă respinge și nu primește cuvintele mele, are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. Petru, cartea 1, capitolul 4, versetul 17. Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la casa lui Dumnezeu. Toate aceste profeții sunt foarte clare. Judecata din zilele de pe urmă începe de la casa lui Dumnezeu și va fi făcută printre toți cei care au acceptat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu. Fiul omului, întrupat, va exprima multe adevăruri pe pământ pentru a judeca și purifica omenirea, îndrumându-i pe aleșii lui Dumnezeu să intre în toate adevărurile. Asta e lucrarea de judecată săvârșită de Mântuitor, lucrare plănuită de mult de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic, Fiul omului în trup, a venit de mult, exprimând toate adevărurile pentru curățirea și mântuirea omenirii, zguduind întreaga lume, toate religiile și sectoarele. Din ce în ce mai mulți oameni țin cont de glasul lui Dumnezeu, cercetează adevărata cale. Dumnezeu Atotputernic nu doar a dezvăluit tainele planului de gestionare de 6.000 de ani a lui Dumnezeu și ne-a spus taine ale adevărului, cum ar fi scopurile lui Dumnezeu în gestionarea omenirii. Cum își îndeplinește cele trei etape ale lucrării de mântuire, taine ale întrupărilor și povestea din spatele Bibliei. În plus, Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit și adevărul despre modul în care omul a fost corupt de Satana și natura noastră anti-Dumnezeu, arătând în același timp calea prin care să ne lepădăm de corupție și să fim pe deplin mântuiți. Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit finalul fiecărui tip de persoană, destinațiile finale ale oamenilor, modul în care Dumnezeu va pune capăt epocii și cum va apărea împărăția lui Hristos. Fiecare dintre aceste taine ale adevărului ne-a fost dezvăluită. Dumnezeu Atotputernic a rostit milioane de cuvinte, ce sunt adevăruri folosite pentru a judeca și purifica omenirea. Asta e noua lucrare de judecată săvârșită de către Dumnezeu. Este o etapă a lucrării numai prin cuvinte pentru a curăți și a mântui omenirea. Cum folosește Dumnezeu Atotputernic adevărul pentru a finaliza lucrarea de judecată? Haideți să aruncăm o privire la ceea ce spun cuvintele lui. Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu însuși. Nu poate fi săvârșită de om în locul său, deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea. Este de necontestat că Dumnezeu se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că Hristos al zilelor de pe urmă
va folosi adevărul pentru a învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în întruparea prezentă e pentru a-și exprima firea în primul rând prin pedeapsă și judecată. Construind pe această temelie, El îi aduce mai mult adevăr omului și îi arată mai multe moduri de practică, atingându-și astfel obiectivul de a-l cuceri și de a-l mântui de propria-i fire stricată. Acestea se află în spatele lucrării lui Dumnezeu în epoca împărăției. Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă, în special cele care dezvăluie cum îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu, vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte. El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată. Doar prin acest tip de judecată, oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în el. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu. După aceste cuvinte, ar trebui să fie clar că lucrarea de judecată din zilele de pe urmă se realizează mai ales prin exprimarea adevărului, folosind adevărul pentru a judeca, curăți și mântui omenirea. Adică, în zilele de pe urmă, Dumnezeu curățește corupția omenirii prin lucrarea sa de judecată, mântuind și desăvârșind un grup de oameni, făcând un grup din cei care simt și gândesc ca Dumnezeu, rodul planului de gestionare de 6.000 de ani al lui Dumnezeu. Pe asta pune accentul lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. De aceea, Dumnezeu Atotputernic a exprimat adevăruri de când a venit, dezvăluind și judecând fiecare tip de fire coruptă a oamenilor. El ne curăță și ne schimbă firile corupte, emondându-ne, tratându-ne și rafinându-ne. Aceasta înlătură cauza principală a păcătoșeniei, permițându-ne să ne lepădăm de păcat, să ne eliberăm de influența satanei și să fim capabili să ne supunem lui Dumnezeu. În acest moment, s-ar putea ca unii să fie confuzi, gândindu-se că Domnul Iisus a răscumpărat deja omenirea. Așa că de ce ar mai fi nevoit Dumnezeu să exprime adevăruri pentru a judeca omenirea?
pentru că Domnul Iisus a făcut numai lucrarea de răscumpărare. Credința în El aduce iertarea păcatelor sau justificarea prin credință. Calificându-i pe oameni să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să comunice cu Dumnezeu și să se bucure de binecuvântările sale. Dar jertfa pentru păcat a însemnat doar iertarea păcatelor omenirii. N-a îndepărtat problema fundamentală a păcătoșeniei omului. Toate acestea sunt fapte. De aceea, toți cei care au trăit în epoca Harului au recunoscut că am continuat să păcătuim tot timpul și după iertarea păcatelor nu ne-am putut abține. Ne-am dorit mult să scăpăm de păcat, dar nu am putut. Trăceam prin viață păcătuind ziua, spovedindu-ne noaptea. E motivul pentru care Domnul Iisus a prorocit. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină. Asta se referă la lucrarea de judecată pe care avea să o facă Domnul Iisus când venea din nou, curățindu-l pe deplin pe om de firile lui corupte și înlăturând cauza păcătoșeniei lui. Acesta este modul în care oamenii pot fi mântuiți pe deplin. Altfel spus, cei care experimentează doar răscumpărarea Domnului Iisus, nu și lucrarea de judecată, nu pot face altceva decât să-și recunoască faptele păcătoase. Ei nu pot vedea cauza principală a păcătoșeniei omului. Adică sunt incapabili să înțeleagă natura satanică a omului și firile satanice, cu atât mai puțin să le îndepărteze. Singurul mod de a rezolva problema firii corupte, care este cauza de bază a păcătoșeniei, este să experimentăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată. Dumnezeu atotputernic spune: înainte ca omul să fie răscumpărat, multe dintre otrăvurile satanei fuseseră deja plantate în interiorul său și, după mii de ani în care a fost corupt de către satana, are în interiorul lui o natură stabilită, care îi se opune lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când omul a fost răscumpărat, nu este altceva decât un caz de răscumpărare în care omul este cumpărat la un preț ridicat, dar natura otrăvitoare din el nu a fost eliminată. Omul, care este atât de întinat, trebuie să sufere o schimbare înainte de a deveni vrednic să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin esența întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat, prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să își înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării. Într-adevăr, această etapă este cea a cuceririi, precum și a doua etapă în lucrarea de mântuire. Prin judecata și mustrarea prin cuvânt, omul ajunge să fie câștigat de Dumnezeu, iar prin folosirea cuvântului ajunge să rafineze, să judece și să dezvăluie că toată necurăția, noțiunile, motivele și aspirațiile individuale din inima omului sunt complet revelate. Căci în ciuda tuturor lucrurilor pentru care omul a fost răscumpărat și iertat de păcate, se poate considera doar că Dumnezeu nu și-aduce aminte de fără de legile omului și nu-l tratează potrivit cu acestea. Totuși, atunci când omul, care trăiește într-un trup material, nu a fost eliberat de păcat, el poate doar continua să păcătuiască, dezvăluindu-și la nesfârșit corupta fire satanică. Aceasta este viața pe care o duce omul, un ciclu fără sfârșit în care păcătuiește și este iertat. Majoritatea oamenilor păcătuiesc în timpul zilei doar pentru a mărturisi seara. Astfel,
chiar dacă jertfa de păcat este întotdeauna eficientă pentru om, ea nu va putea să îl mântuiască pe om de păcat. Numai jumătate din lucrarea mântuirii a fost desăvârșită, pentru că omul are încă o fire coruptă. Omului nu este ușor să devină conștient de păcatele sale. El nu are nicio cale de a-și recunoaște propria natură adânc înrădăcinată și trebuie să se bazeze pe judecata prin cuvânt pentru a obține acest rezultat. Doar astfel, omul poate fi schimbat în mod treptat de aici înainte. Deși Iisus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcata omului. El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența satanei nu necesita doar ca Iisus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu s-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața. Dumnezeu a luat o formă trupească pentru a îndeplini lucrarea, exprimând multe adevăruri. Iar El îi dă în vileac și îi judecă pe oameni pe termen lung. Altfel, oamenii nu pot să-și vadă clar corupția, nici să-și cunoască natura și esența. Prin această judecată, oamenii vor vedea dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, începând astfel să-L venereze. E singurul mod de a ne lepăda treptat de firile corupte și de a trăi o asemănare umană. Se poate spune că singura modalitate de a realiza acest lucru este ca Dumnezeu întrupat să îndeplinească judecata. Acesta este motivul pentru care este atât de important. Faptul că Dumnezeu atotputernic rostește cuvinte folosind adevărul pentru a face lucrarea de judecată. Abilitatea unui credincios de a întâmpina apariția lui Dumnezeu e importantă. Ca acesta să fie pe deplin mântuit și să aibă o destinație bună. Ca atare, esențial e dacă un om poate sau nu să audă glasul lui Dumnezeu. Mulți oameni cred în Domnul toată viața, dar ajung la bătrânețe fără să audă vreodată glasul lui Dumnezeu sau să-L întâmpine pe Domnul, însemnând că toate eforturile le-au fost în zadar. De aceea, a putea auzi glasul lui Dumnezeu este important pentru a stabili dacă un om poate să dobândească mântuirea deplină și să obțină o destinație bună. Mulți citesc cuvintele lui Dumnezeu atotputernic și admit că sunt adevărul, dar nu pot recunoaște că Dumnezeu atotputernic e Domnul întors. E cu adevărat păcat și un rezultat al nesăbuinței și orbirii umane. Cei ce nu-L cunosc pe Domnul se vor prăbuși în dezastre plângând și scrâșnind din dinți. În final, să citim din cuvintele lui Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu atotputernic spune: în epoca împărăției, Dumnezeu folosește cuvinte pentru a inaugura noua epocă, pentru a schimba mijloacele prin care lucrează și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul conform căruia lucrează Dumnezeu în epoca cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, astfel încât omul să poată să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este cuvântul care se arată în trup, și să vadă înțelepciunea și natura sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru
a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și eliminare a omului, care reprezintă adevăratul sens al folosirii cuvintelor pentru a lucra în epoca cuvântului. Prin aceste cuvinte, oamenii ajung să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, substanța omului și în ce se cuvine să intre omul. Prin cuvinte, lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în epoca cuvântului este adusă în întregime la îndeplinire. Prin aceste cuvinte, oamenii sunt dați în vileag, eliminați și încercați. Oamenii au văzut cuvintele lui Dumnezeu, au auzit aceste cuvinte și au recunoscut existența acestor cuvinte. Ca rezultat, ei au ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu, în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în iubirea lui Dumnezeu față de om și în dorința lui de a-l mântui pe om. Cuvintele pot fi simple și obișnuite, dar cuvintele din gura Dumnezeului întrupat zguduie universul, transformă inimile, noțiunile și vechile firi ale oamenilor și transformă modul în care obișnuia să apară întreaga lume. De-a lungul veacurilor, numai Dumnezeul de astăzi a lucrat în acest fel și numai El vorbește astfel și vine pentru a-L mântui pe om astfel. Începând din acest moment, omul trăiește sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, păstorit și aprovizionat de cuvintele sale. Oamenii trăiesc în lumea cuvintelor lui Dumnezeu, printre blestemele și binecuvântările cuvintelor lui Dumnezeu, și există și mai mulți oameni care au ajuns să trăiască sub judecata și mustrarea cuvintelor sale. Aceste cuvinte și această lucrare sunt toate de dragul mântuirii omului, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu și pentru schimbarea înfățișării inițiale a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea folosind cuvinte, îi conduce pe oameni peste tot prin univers, folosind cuvinte, și îi cucerește și îi mântuiește folosind cuvinte. În cele din urmă, El va folosi cuvinte pentru a pune capăt întregii lumi de demult, încheiindu-și în întregime planul de gestionare, planul mântuirii.